avem 3 minute de explicație în legătură cu cel mai spectaculos și neașteptat subiect al acestei săptămâni. Se zice așa, domnul Laurențiu Regecan era antrenor la Universitatea Craiova de 7 etape și vine Arabia Saudită și anume echipa Altai și zice, vreau să fie antrenor. Păi trebuie să dați 300.000 de euro echipei Universitatea Craiova. Na, poftim, vino antrenor. Laurențiu Regecan pleacă către Arabia Saudită, dar descoperă că Corina Caciuc, mama copilului, nu poate să stea cu el pentru că, conform legii în Arabia Saudită, nu poți să stai într-o casă cu cea care, chiar dacă ai copil, nu îți este soție. Pentru că, nu uitați, încă în acte, soția lui Laurențiu Regecan este Ana Maria Prodan, corect, domnul Crăciunescu. Ca corect, să vezi și tu cum e treaba. Mai bine la șnițele decât la fotbal, după așa, cum vezi, așa, da? Așa. La plăcinte înainte, la fotbal înapoi. Așa, 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 așa. Corect. În apelul făcut pentru divorț, Tribunalul Ifol a stabilit termenul de judecată tocmai în aprilie 2024. Incredibil. Au multe dosare, iar Laurențiu a plecat acum în Arabia Saudită și nu o poate lua pe Corina cu el, scrie Click, din cauza că nu sunt căsătoriți, iar ea bea acum așteaptă al doilea bebeluș, prin urmare nu e o perioadă foarte simplă. N-a picat bine Corinei, nu știu cât o să stea Laurențiu acolo, ar fi 2 sezoane, să-l ajute Dumnezeu să-i meargă bine, că arabii ăștia sunt cam nervoși și imediat, dacă nu-i place, oricum, imediat rupe contractul cu banii dați. Nu i-a convenit situația, dar nu a avut ce face, a fost deranjată. Laurențiu și-a lăsat acasă restul familiei și a plecat să antreneze. Legea islamică spune ce v-am spus. Avem o, pentru 2-3 minute vreau să intru în legătură video cu o bună prietenă a noastră. E vorba despre Mariana Tincu, care locuiește în Dubai. Locuiește în Dubai, fiind adoptat acolo, căsătorită cu un nativ, dar este manager de bancă, deci este o femeie puternică care are grijă de copiii și de familia ei și care ne poate explica această chestiune. De fiecare dată când am ajuns acolo, Mariana este omul care îmi dă cele mai bune sfaturi. Mariana, bun găsit! Te rog să mă lămurești în legătură cu această poveste, că pentru noi pare paradoxal pe aici, prin Europa. Bună seara! Bine v-am găsit! Da. V-am întâmpinat așa cu... Se aude? Da, da, ești pe... se aude perfect, te rog. V-am întâmpinat așa cu un mod tradițional, să zicem. Nu stau așa în casă, din fericire. Subiectul pe care îl dezbateți în legătură cu Arabia Saudită. În Dubai, legile sunt mult mai permisibile ca în Arabia Saudită. În Arabia Saudită, fiind o țară islamică, se ghidează foarte mult după legea Sharia. Asta înseamnă că? Prin lege se interzice coabitarea fără căsătorie a 2 persoane heterosexuale. Pentru că, după cum știți, nu este admis alt fel de căsătorie în țările arabe și musulmane. Acum, legile sunt mult mai permisibile și în Saudi Arabia. Autoritățile au început să închidă ochii la astfel de situații și legea se aplică numai în situațiile în care există o problemă sau o încălcare a legii în afara casei. Din 2019 până în 2019 era interzis să luați o cameră la hotel, să locuiți într-un hotel dacă nu aveați dovada căsătoriei, un certificat de căsătorie tradus și atestat la ambasada Saudiei în țara respectivă. Acum se poate locui, deci e permis, dar sunt încă orașe și teritorii în care nu se acceptă ca un cuplu care nu prezintă dovada căsătoriei legale să locuiască împreună în aceeași cameră de hotel. Mulțumesc foarte mult, Mariana, pentru aceste precizări. Îți doresc mult succes, pupui pe copiii tăi, o femeie care, într-adevăr, și eu vă pup, este o forță a naturii. Felicitări, Mariana, mult succes la bancă în continuare. Atenție mare împreună cu Medana, mulțumesc, cu Sonia și cu Vali. Aș vrea să mergem, doamnelor și domnilor, la un eveniment foarte frumos unde